Am fost atât de fascinat că mai așteptam o piesă, sincer. Vreau să spun ceva înainte. Suntem înainte de ultima piesă și cred că e momentul să... Așa, câteva cuvinte. În primul rând, o cifră, 2308, sunt darurile dumneavoastră, pentru care vă mulțumim, vor fi folosite în direcția, cum am zis, activităților de misiune ale studenților. În altă ordine de idei, vreau să spun ceva și să mă uit la voi, ca să mă priviți în ochi. Vă mulțumim foarte mult pentru tot efortul pe care l-ați făcut. Acum înțeleg de ce unii studenți care nu lipsau niciodată la ore la mine, în ultimele două săptămâni au început să-și șchiopete. Adică, nu i-am întrebat, dar mi-am dat seama că trebuie să fie ceva important care îi reține. Ați văzut pe ecran, probabil, unii au făcut orchestrație, alții au scris partituri, probabil, alții au, adică toți pe care îi vedeți au venit la repetiție și nu puțină. Vă mulțumim foarte mult fiecăruia dintre voi în mod personal. Noi suntem norocoși care suntem aici cu voi și sunt sigur că acolo unde veți merge, veți continua să duceți izul acesta de sărbătoare, mai ales în perioada aceasta, pentru că avem nevoie să ne gândim la venirea Domnului Iisus la noi aici, pe pământ. Vom avea și o rugăciune de final, pentru care îl rog pe directorul administrativ al universității, colegul și pastorul Florian Cârnu, să vină undeva aproape de mine. Dar vreau să vă spun o ultimă poveste. M-am gândit bine cum să le așez în așa fel încât să se lege foarte bine și de ce cântă corul și orchestra și să sublinieze în același timp tematic un întreg, ceva, un chip al Mântuitorului. Pe 9 aprilie 1840, vremurile erau tulburi în Europa și războiul a început mai întâi în estul Europei, vestul era destul de liniștit, dar Germania avea nevoie de fier. Și fier din belșug se găsește în Norvegia. Așa că, la data pe care am amintit-o, trupele germane au fost trimise în Danemarca și în Norvegia. Guvernul danez a capitulat repede, au fost doar niște negocieri. În 6 ore s-a terminat povestea, s-a terminat războiul. Dar Norvegia avea rege pe Haakon al VII-lea. Vă mai aduceți aminte de numele acesta, că v-am spus ceva despre el în seara aceasta. Exploratorul norvegian care a ajuns în sudul globului, care i-a transmis scrisoarea aceea. El era tânăr pe vremea respectivă, dar a fost un rege longeviv și era pe tronul Norvegiei la data respectivă. El s-a opus. Îi era impus un prim-ministru care era favorabil Germaniei și l-a refuzat. A avut loc o bătălie care nu avea cum să se întoarcă în favoarea Norvegiei, dar a amânat puțin lucrurile cât regele și cu cabinetul principal să poată ieși din țară, pentru că era un pericol. Capitala a fost bombardată, Norvegia a pierdut, bineînțeles, și ea războiul. Dar, între 1940 și 1944 s-au întâmplat două lucruri frumoase, foarte impresionante. Pe de o parte, regele care era în exil transmitea norvegienilor mesaje cu regularitate prin postul de radio BBC. Și le spunea de ce n-a vrut să renunțe, ce simțăminte are pentru ei, care e datoria pe care o simte și pe care vrea să o îndeplinească. În același timp, poporul norvegian a răspuns cu următorul lucru. În toată această perioadă de 4 ani, norvegienii au purtat, sub o formă sau alta, pe hainele lor sau pe trupurile lor, însemne cu monograma regelui, cu inițialele numelui regelui. Ca să arate pe cine slujesc totuși cu adevărat. Mi-a plăcut foarte mult imaginea aceasta. Să știți că lumea în care trăim va căuta permanent să îl exileze pe Iisus, să-l ducă undeva departe și să vă pună pe altcineva în loc care să vă conducă. Dar nu uitați că în toată această perioadă Mântuitorul vă va vorbi sub o formă sau alta de departe. Și e privilegiul nostru să-l ascultăm. Poate vă va vorbi prin Scriptură, poate vă va vorbi printr-un prieten, prin cineva din familie, cine știe cum. Pe de altă parte, datoria noastră este să purtăm cu noi, cumva,
numele Lui. Și dacă facem lucrul acesta, într-o zi ne vom întâlni față în față. Va fi din nou regele nostru. Așa s-a întâmplat și cu Norvegia. S-a întors pe tron după ce s-a terminat războiul și a fost regele lor până la moarte. Cât că asta ne dorim și noi, ca Iisus să fie regele nostru până la capăt. Ultima piesă se numește și nu degeaba Avem Mântuitor.